Pentru vărsători, aventura continuă. Ce a fost până acum, interesant, important și firesc, provenind de la tranzitul soarelui prin zodia lor, adică a vărsătorilor, începe să se complice după 8 februarie prin retrogradarea mercuriană. Nu-i trebuie decât foarte puțin timp planetei Mercur să revină în vărsător și să stea în mișcare aparent retrogradă până la 27 februarie, după care își va continua mersul direct de data asta, firește tot prin vărsător, părăsind acest segment la jumătatea lunii martie. Ceea ce înseamnă că pentru vărsători începe o perioadă de aproximativ 6 săptămâni care se asociază cu tot felul de chestiuni care țin de propria lor mentalitate, de felul în care ei pot sau trebuie, ori sunt obligați să comunice, pot și trebuie să învețe ceva, să afle, să-și însușească niște noțiuni, apoi felul în care se realizează un schimb de idei, un dialog sau un mod de viață bazat pe această formă de transmitere a gândurilor. Dar elementul important este cel de șlefuire, de progres, de evoluție și de transformare, indiferent de vârstă. Chiar și la vârste înaintate, unde se presupune că o anume rigiditate și un tipar de viață și de gândire este marcat de obișnuință, de rutină, ori chiar de prejudecăți sau de o educație veche care nu poate fi foarte lesne anulată și modificată de azi pe mâine, iată că vor apărea suficiente elemente din punct de vedere astrologic să îi oblige pe aceștia să recunoască o situație, o stare de fapt, o realitate înconjurătoare care îi determină să se adapteze la ea, să o accepte și să reacționeze în consecință. Este un pas peste care nu vor putea trece. Chiar dacă nu le face plăcere, chiar dacă se asociază cu efort, cu renunțări, cu enervare, cu tristețe, această modificare interioară tot va avea loc. Este bine că se petrece pe o perioadă suficient de generoasă în aceste 6 săptămâni, la nivelul schimbării unor atitudini sau convingeri sau păreri despre oameni, lucruri, fapte, evenimente, este necesar și suficient, mai ales dacă avem de-a face cu vărsători maturi, pentru care aceste procese se realizează foarte repede. Ceva mai complicat este pentru cei tineri care sunt oarecum busculați de evenimentele care vin spre ei, nu prea știu care este important și care este secundar, spre ce să își canalizeze atenția și efortul și la ce să renunțe. Dar și aceasta este o etapă de învățare, chiar și din greșeli vor căpăta experiența și maturitatea necesară. Săptămâna în sine nu le aduce foarte multe elemente noi. Se poate spune că perioada cuprinsă între 2 și 8 februarie decurge obișnuit, cu mici accente personale pe care le poate valorifica un nativ în funcție și de harta personală.